Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, în momentele următoare vom proceda la cercetarea capitolului 15 din 1 Corinteni, potrivit viziunii pe care noi o avem pentru duminică dimineața, să studiem în prima parte a serviciului divin de dimineață o carte a Bibliei. De ceva vreme suntem în 1 Corinteni, în această dimineață, pentru a doua oară în capitolul 15 și vă invit să aveți Bibliile deschise acolo. Dacă vă mai aduceți aminte, în a treia duminică din ianuarie am citit tot capitolul 15, atunci când pentru prima oară ne-am aplecat asupra acestui capitol. Acum nu vom mai citi din Biblie, dar vom avea Biblia deschisă aici, pentru că în următoarele 20 de minute, poate chiar 25 sau 30, vom încerca să înțelegem mesajul apostolului Pavel, trimis bisericii atunci și trimis bisericii astăzi. Repet faptul că intenția apostolului Pavel atunci când a scris această parte a scrisorii sale către biserica din Corint, a fost să răspundă creștinilor din Corint care erau foarte influențați de filozofia păcână sau de saducheismul evreiesc să nu mai creadă în înviere. Ori un creștinism fără speranța învierii nu este creștinism. Creștinismul este învățătura potrivit căreia omul acceptă că este păcătos, îi pare în mod profund rău de păcatele lui, acceptând că Dumnezeu este creatorul său, crede în Iisus Hristos că a murit pentru păcatele lui și crezând este mântuit, toată viața încearcă să urmeze neprihănirea lui Dumnezeu, primind putere prin Duhul Sfânt și prin Scriptură, iar atunci când moare, el merge într-un loc de odihnă în ceea ce privește entitatea interioară a existenței lui, sufletul, Duhul de viață, trupul fiind depus în țărână, trup în care va intra, dar transformat într-un trup de slavă la revenirea Domnului, excepție făcând dacă înainte să moară este răpirea și este în mod instantaneu schimbat. Ei, la ce ar folosi procesul pocăinței, credinței și urmării Domnului, dacă n-ar exista o finalitate a ieșirii de sub blestemul păcatului, a intrării în binecuvântarea lui Dumnezeu și a moștenirii împărăției împreună cu Iisus Hristos. Iată dar că învierea încununează pocăința, dă sens pocăinței și îl motivează pe om să-L urmeze pe Domnul pentru ca să nu meargă în iad și prin înviere să aibă parte de veșnicie. Oamenii aceștia din biserica din Corint, fiind la începutul perioadei creștine, fiind așezați din punct de vedere geografic într-o zonă de mare influență a filozofiei grecești, dar și a culturii evreiești și în mod special a denominaționalismului saducheian, saducheii erau partida dintre evrei care nu credeau în înviere. Ori saducheii aceștia erau foarte influenți, ca și farisei și ca celelalte partide ale iudaismului, saducheismul era foarte influent și încercau să-și impună punctul lor de vedere în ceea ce privește doctrina învierii. Se pare, potrivit versetului 12, ascultați, dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu e învierea morților? Cine erau unii dintre ei? Unii dintre ei erau iudeii convertiți la creștinism dintre saduchei. Cei care se convertiseră la creștinism, dar n-au avut puterea să renunțe la neînvierea morților. Ei se convertiseră, se pocăiseră din iudaism, fiind saduchei în iudaism, dar n-au avut puterea să accepte, să înțeleagă că există învierea morților. Și Pavel spune, sunt unii dintre voi care, deși sunt în biserică, nu cred în învierea morților. De asemenea, versetele 18 și 19 fac referire la asta. Dar foarte probabil că, din punct de vedere geografic, biserica aceasta din Corint, fiind așezată în mijlocul culturii grecești, a filozofiei grecești, era foarte afectată de filozofia păgână. Și apostolul, în versetul 32, a doua parte, spune,
Dacă nu înviază morții atunci, și acum citează din unul dintre poeții vremii. Haideți să mâncăm și să bem, căci vom muri. Priviți că este un citat prins între ghilimele. Citatul acesta e luat din filozofiile vremii. Era o carte care era scrisă de unul dintre poeții vremii și Pavel, care a citit mult la vremea aceea, a fost un erudit, un om al cărții, el a luat acest citat care exprima esența filozofiei cu privire la învierea morților și îl pune aici în contrast cu credința creștină care crede în învierea morților și care nu trăiește hai să mâncăm și să bem că mâine murim, ci dimpotrivă, hai să ne sfințim, haide să ne pocăim, haide să credem în Domnul și în Evanghelie și să trăim cu neprihănire restul vieții, că deși mâncăm și bem aici pe pământ, vine judecata și dacă mâncăm și bem cât și cum trebuie, atunci mergem în cer. Dar dacă mâncarea și băutura ne este Dumnezeul, atunci mergem în iad. Ei, rostul capitolului 15 în scrisoarea lui Pavel către biserica din Corint a fost să demonteze o învățătură greșită care era în mintea corintenilor proaspeți convertiți în biserica din Corint, influențați de filozofia păgână, fiindcă trăiau în mijlocul ei și filozofia păgână la vremea aceea era religia vremii, și de asemenea influențați de saducheii dintre evreii convertiți, care deși erau în biserică, încă nu erau maturi în învățătură și deși se pocăiseră sincer, probabil, înaintea lui Dumnezeu, încă nu primiseră deplina învățătură cu privire la mântuirea în Domnul și la urmarea Domnului prin Evanghelie. Așa că Pavel dedică acest capitol 15 argumentării în favoarea învierii dintre morți, demontând și învățătura falsă a filozofiei păgâne și învățătura falsă a saducheilor convertiți dintre evrei. Data trecută, dacă vă mai aduceți aminte, am cercetat versetele de la 1 la 11, care conțin ideea următoare: învierea morților este esența Evangheliei, adică nu poți să pretinzi că citești Evanghelia și să nu citești despre învierea morților. Nu poți să pretinzi că crezi Evanghelia și să nu crezi învierea morților, deoarece învierea morților este esența Evangheliei. Evanghelia aceasta vorbește despre moartea noastră în Hristos și despre învierea noastră în Hristos. Cine a murit pentru păcat trebuie să se aștepte pe deplin încredințat și convins că va învia într-o zi, la rândul cetei lui. Va învia și va avea parte de binecuvântare. Nu poți crede această Evanghelie fără să nu crezi învierea morților. În dimineața aceasta vom studia versetele cuprinse între numărul 12 și 24. Și aici ideea este alta. Aici Pavel încearcă să prezinte importanța învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Sau, ca să rămânem în tonul primei idei, esența Evangheliei, esența învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, versetele de la 12 la 34. Priviți, vă rog, că în versetele de la 12 la 19 există o idee pe care Pavel o scrie, și anume, dacă Hristos a înviat, atunci avem motive și suntem justificați să spunem și să credem că și cei care îl urmează pe el vor învia după cum a înviat el. Dacă un grup de oameni numit biserica l-a urmat pe Iisus Hristos și Iisus Hristos a înviat, în urmarea lor vor trece și ei prin evenimentul înviere după cum a trecut cel pe care l-a urmat. Cu alte cuvinte, dacă mergem într-un oraș străin și gazda la care urmează să ajungem ne întâmpină la intrarea în oraș, fiindcă orașul este foarte întortocheat și nu este sigur că vom reuși să ajungem la el acasă, făcând excepție de GPS-urile contemporane. Și omul spune, ok, uite, eu am să merg cu grijă, ține-te după mașina mea. Și mergem după mașina lui. Dacă el trece pe sub un pod și noi trecem pe sub podul acela. Dacă el trece peste o cale ferată și noi trecem peste calea aceea ferată. Dacă el se oprește la un semafor și noi ne oprim la un semafor. Dacă el trece printr-o intersecție și noi trecem prin ea. Ei, urmându-l pe Domnul, Domnul trece prin înviere și noi vom trece prin înviere, că urmăm pe el și pe unde a trecut el vom trece și noi. Ce spune Pavel? Oameni buni,
Dacă Hristos a murit și voi ați murit împreună cu El. Dacă Hristos a înviat și voi veți viitorul și voi veți învia cu El. Iată dar, apostolul spune următorul lucru. Cel mai puternic argument al speranței noastre că vom învia, al doctrinei noastre că înviem, este învierea celui pe care îl urmăm. Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Dacă El a înviat, atunci să nu aveți nicio confuzie, nicio necredință, nicio suspiciune. Cu siguranță și voi, ca și El, iată paralela, și voi, ca și El, veți învia. Cum l-a înviat Dumnezeu pe El, cu aceeași putere vă va învia și pe voi. A fost business-ul lui Dumnezeu să-L învieze pe Iisus Hristos. E business-ul lui Dumnezeu să vă învieze și pe voi ca și pe El. Apoi, versetele de la 20 la 28 vorbesc despre consecințele escatologice ale învierii Mântuitorului. Cuvântul acesta, escatos, sfârșit, din limba greacă, a devenit un termen folosit în teologie numit escatologie. După cum există eclesiologie, adică doctrina despre biserică de la eclesia biserică și multe alte denumiri, bibliologie de la Biblie, familiologie și așa mai departe, există și escatologie, adică învățăturile biblice care vorbesc despre sfârșit, despre vremea sfârșitului. Răpirea bisericii, mileniul, învierea morților și toate celelalte care sunt evenimente ale sfârșitului. Ei, acestea sunt escatologie. Apostolul Pavel, în versetele de la 20 și la 28, vorbește despre consecințele care au legătură cu vremea sfârșitului, în legătură cu învierea. Desigur, învierea este evenimentul care va pune în evidență vremurile sfârșitului. Învierea este unul dintre cele mai importante evenimente ale evenimentelor din vremea sfârșitului. Pentru că va schimba starea în mod fizic a celor născuți din nou și a celor care au adormit în Domnul, adică care au murit până astăzi și sufletul lor e în loc de așteptare și se va întoarce în trupul care va învia, dar în slavă, nu în neputința în care a fost îngropat în cimitir, dar și a celor care vor fi în viață, generația care va fi în viață la vremea aceea, și trupurile lor, efectiv, instantaneu, vor fi schimbate în trupuri de slavă și vor fi atrase de marea putere a lui Dumnezeu la cer să se întâlnească cu mirele lor Iisus Hristos pe norii cerului și să procedeze de atunci încolo, pentru totdeauna veșnic, fiind împreună, procedând la evenimentele care vor urma în timpul nelimitat al veșniciei. Și ultima parte din versetele 12-34 sunt versetele 29-34, argumente ale învierii morților. Cu alte cuvinte, în dimineața aceasta vom studia versetele între 12 și 34, care partea a scrisorii care la rândul ei am împărțit-o în trei, respectiv, argumentul că Hristos a înviat, deci și noi vom învia, consecințele învierii și trei, argumentele învierii. Și vom proceda în momentele următoare pe rând la aceste trei lucruri. Priviți, vă rog, că apostolul spune în versetul 29 următorul lucru. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți dacă nu înviază morții nici de cum? În cultura de atunci, religioasă, în religia de atunci, exista obiceiul ca oamenii să se boteze pentru cei morți. Adică încercau cei din viață să facă anumite lucruri pentru cei care erau în moarte, lucruri pe care ei nu le mai puteau face, fiindcă au trecut în neființă. Și atunci cei dragi rămași în urmă, copii, nepoți, rude apropiate, încercau să facă ceva în locul lor pentru binele lor. Și se botezau pentru ei și apostolul, deși nu crede în botezul pentru cei morți, vorbește împotriva botezului pentru cei morți, de altfel vorbește și împotriva botezului pentru cei vii, când unul se botează în locul altuia, sau când unul se botează inconștient de ceea ce face, sau în absența pocăinței. Nici botezul ăsta nu-i valabil. Dar Pavel abordează botezul pentru cei morți și spune următorul lucru. Eu nu cred în botezul vostru pe care îl faceți, adică cei vii se botează pentru cei morți. Dar haide să presupunem că e adevărat. Să presupunem că e adevărat. Dacă este adevărat și vă botezați pentru cei morți, de ce vă botezați pentru cei morți dacă nu înviază? Voi nu vedeți că faceți două lucruri care se bat cap în cap? Pe de o parte, vă botezați pentru cei morți, știind că vor învia și că botezul acesta pe care îl faceți va avea importanță pentru ei.
timp în care voi nu credeți în înviere. Păi atunci de ce vă botezați pentru cei morți dacă nu credeți în înviere? Sau, dacă vă botezați pentru cei morți, de ce nu credeți în înviere? Că e la pachet. Ori le crezi pe amândouă, ori nu crezi niciuna. Iată, dar Apostolul Pavel, cunoscându-le modul de viață de atunci, noi nu-l mai cunoaștem. Pentru că noi nu am trăit în cultura aceea. Desigur, dacă am merge în Africa și am vedea obiceiurile lor, noi nu le-am ști. Tot la fel, noi nu cunoaștem obiceiurile grecilor din Corint de acum 2000 de ani. Noi, spre exemplu, noi nu știam că ei aveau obiceiul să se boteze pentru morți. Dar învățăm acum, că ne spune Pavel, că Pavel a trăit atunci, împreună cu ei. Și Pavel le spune, voi aveți două obiceiuri ciudate. Unu îl desfințează pe celălalt. Și pentru că voi nu faceți din convingere ceea ce faceți, nu v-ați dat seama până acum. Că omul când nu face din convingere, face lucruri contradictorii. Când face din convingere, tot ce face se încadrează într-o singură linie care nu se bate cap în cap cu alta. Și Pavel spune, învățătura și practica vieții voastre, prima dintre ele, botezul pentru cei morți, o faceți pentru că voi credeți în înviere, dar de fapt, voi nu credeți în înviere și faceți gestul acesta degeaba. Și Pavel aduce acest argument lor atunci, pentru că ei aveau practica aceasta. Acest argument nu mai are relevanță pentru noi astăzi așa de mult, pentru că cel puțin aici unde noi trăim, oamenii nu se botează pentru cei morți. Dar, la vremea aceea, fiind un obicei al vremii, Pavel încearcă să se folosească de el ca și de pasajul acela din cărțile vremii, spunând, oameni buni, voi spuneți așa pentru că aceasta vă este convingerea vieții. Voi credeți în lucrul acesta. Mai mult de atât, versetele 30 la 32 prezintă dificultățile slujirii în perspectiva răsplătirii la învierea morților. Uitați ce spune Pavel. Fraților, noi suntem în primejdie în fiecare clipă, noi apostolii, noi oamenii născuți din nou, noi oamenii din biserică. Faptul că noi ne-am pocăit ne aduce un mare beneficiu, viața veșnică. Ne aduce un mare beneficiu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne aduce un mare beneficiu, prezența lui Dumnezeu în noi și noi în El. Dar noi ne asumăm un mare risc. Cel mai mic este disprețul oamenilor. Umilirea la care ne expun ei. Diferența pe care o fac, ești pocăit, mai ales în anumite structuri sociale, bună oară în guvernul comunist. Aduceți-vă aminte, dacă nu erai comunist, nu puteai să mergi nu știu în ce poziție. Dacă nu aveai cravată de pionier la școală, dacă vă mai aduceți aminte cum o puneam cu inelușul acela, nu puteai să fii nu știu ce. Membru în partid condiționa anumite oportunități sociale, profesionale, intelectuale și așa mai departe. Sigur, într-o țară democratică nu se pune problema așa, dar asta nu înseamnă că nu se pune deloc, se pune doar altfel. Ei bine, apostolul spune, noi ne-am asumat riscul pocăindu-ne, disprețul, umilirea, diferențele la care suntem expuși în societate și, nu în ultimul rând, abuz. În anumite țări fizic, în anumite țări verbal, în anumite țări de altă și de altă natură, priviți în China sau în alte țări, oamenii sunt omorâți pentru că ei cred în Domnul. Nu este cazul Americii. Dar sunt locuri pe pământ unde, dacă te pocăiești, mai ales dintr-o religie națională, cum este în Orient, în islamism, în hinduism, în budism, în altele, există o aripă extremistă a acestor religii care se gândesc să-ți ia viața pentru ca să anihileze, să intimideze mișcarea aceasta creștină, să nu-i permită promovarea, creșterea, să o smulgă din rădăcină. Ei și apostolul acum ia această experiență pe care ei o știau bine. De ce o știau bine? Oamenii ăștia au văzut pe mulți creștini omorâți pentru credința lor. Chiar Pavel, înainte să se convertească, n-a avut altă meserie decât să umble în tot imperiu și să încerce intimidarea creștinilor și oprirea acestei mișcări. Și acum el spune... Voi știți pe mulți dintre voi care au fost omorâți pentru credință, nu? Știți asta. Ok. Ei bine, dacă știți, vreau să iau exemplul acesta. De ce au oamenii această nebunie să accepte să moară pentru Hristos, dacă nu cred că într-o zi Hristos îi va învia, îi va lua, îi va răsplăti și îi va pune slavă împreună cu ei? Cu alte cuvinte, te-ai duce dumneata la lucru în fiecare zi, în frig, în ploaie. Dacă nu ai avea siguranța că la sfârșitul lunii sau la două săptămâni sau la o săptămână primești cecul, primești banii, ar munci cineva de dragul muncii cum ne-a învățat Ceaușescu?
care este motivația muncii? Motivația muncii este salariul, banii de care avem nevoie să existăm. Asta nu înseamnă că nu există pasiune pentru muncă, nu mă înțelegeți greșit. Și nu înseamnă că noi nu există chiar și plăcere pentru muncă, dacă nimerești o meserie care îți place și un colectiv de oameni unde ești respectat, apreciat și promovat. Ei, Pavel ia această experiență și de la versetul 30 la 32 spune: și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Domnul. Dacă vorbind în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi-e folosul? A vrut el să spună învierea mi-e folosul. Dacă nu înviază morții, atunci de ce să mâncăm și să bem că și mâine vom muri? Nu vă înșelați, tovărășiile rele, cu cine tovărășii? Cu filozofii greci și cu saducheii? Asta a vrut Pavel să spună. Pavel nu vorbește împotriva prieteniilor, pocăiții nu trebuie să fie niște însingurați, niște ciudați. Pocăiții trebuie să fie niște oameni sociabili. Ei trebuie să trăiască în lume, că lumea trebuie să o evangelizeze, dar nu ca lumea. Vaporul trăiește în apă, dar nu apa în vapor. Vaporul trăiește în apă, impropriu. Vaporul stă în apă, dar apa nu stă în vapor. Ei, asta a vrut să spună Pavel. De ce sunt eu în primejdie în fiecare zi dacă nu există înviere? Nu înțelegeți că eu m-am pocăit în perspectiva învierii? Nu înțelegeți că eu îl slujesc pe Domnul în perspectiva învierii? Nu pentru înviere, neapărat. Adică afacere cu Dumnezeu, fac asta, dar înviază-mă. Dar învierea e o consecință. Eu urmez pe Domnul și m-am pocăit nu ca să înviez neapărat, dar asta e o consecință și sigur că mă motivează. Apostolul Pavel încearcă să aducă aceste argumente care sunt absolut naturale. El nu încearcă în primul rând să aducă argumente teologice, argumente logice. El ia modul de viață al oamenilor și spune: uitați-vă la voi, de ce faceți asta? Chiar pentru înviere o faceți și voi sunteți împotriva învierii? Ca și cum noi am urât să fim sătui, dar am mâncat toată ziua. Păi atunci de ce mănânci dacă nu vrei să fii sătul? Că ăsta este scopul mâncării, mănânci ca să-ți treacă foamea. Pavel la vremea aceea i-a iubit pe oamenii din generația lui și le-a scris cu multă inimă, cu multă pasiune, cu multă simțire, încercând să le trezească mintea prin înștiințări logice luate din modul lor de viață contemporan. A privit la obiceiurile lor și ei, deși aveau aceste obiceiuri, nu le înțelegeau logica și semnificația. Și atunci Pavel le spune: mă, oameni buni, voi vă botezați pentru cei morți, dar voi nici nu știți de ce faceți asta. Voi faceți asta în perspectiva învierii celor morți pentru care vă botezați. Și voi nu credeți în înviere. Mă, voi nici măcar nu știți ce vreți. Voi sunteți de râsul lumii. Ori nu vă mai botezați și nu credeți în înviere, ori vă botezați în continuare și credeți în înviere, că scopul botezului pentru cei morți e învierea lor. Cum spuneți voi că nu e înviere? Și cum spuneți voi că nu e înviere când a înviat Hristos? Și cum spuneți voi că nu e înviere când eu tot ce fac, fac în perspectiva învierii? Voi credeți că eu așa de fără minte aș fi să-mi dedic viața unei cauze care n-are nicio finalitate, dacă aș ști că nu are finalitate? Eu sunt convins de finalitatea cauzei mele, adică învierea ca și finalitatea slujirii și pocăinței. De aceea, credeți-mă că știu ce fac, l-am văzut pe Domnul, am stat cu el în pustia Arabiei, mi-a vorbit gură către gură, în mine există puterea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Oameni buni, eu știu ce fac. Voi trăiți în păcat, în întuneric, voi n-aveți nicio orientare, voi trăiți să mâncați, să beți și să trăiți în plăcere. Dar eu m-am întâlnit cu Domnul, mi-a schimbat viața, a pus în mintea lui Duhul, a pus în mintea mea Duhul lui, Evanghelia lui. Eu știu ce vă spun, credeți-mă. Tocmai pentru asta mi-a schimbat viața. Eram licențiat, eram o persoană importantă în vremea mea, făceam parte din parlamentul religios, aveam armata la degetul mic, dăteam legi, schimbam legi, făceam ce vreau, dar uitați unde am ajuns: în umilință, în simplitate, în modestie. Știți de ce? Vreau învierea. Asta le-a spus Pavel lor. Le-a vorbit simplu din viața lui, din viața lor, din obiceiurile normale, obișnuite ale vieții. Și a vrut să-i convingă de înviere. Degeaba aducem noi argumente academice care trec peste capetele fraților și surorilor, dacă nu încercăm să explicăm Evanghelia ancorând-o de modul practic al vieților, de necazurile lor, de problemele lor, de obiceiurile lor, de cultura și religia lor în situația în care ei nu sunt convertiți. În încheiere, frați și surori, scopul meu în această dimineață a fost să
prezint partea aceasta din scrisoarea lui Pavel și din capitolul 15, versetul 12 la 34, spunându-vă că Pavel a luat exemplul lui personal, exemplul Domnului Iisus Hristos, exemplul religios al obiceiurile lor de a se boteza pentru cei morți și cu ele, cu aceste lucruri normale din viața lor, aceste experiențe de viață ale lor, el i-a învățat despre învierea morților și le-a spus următorul lucru: oameni buni, viața se termină, și a voastră, și a mea. Și tot ce face omul, face pentru o finalitate, pentru un rezultat. Eu mi-am schimbat viața pentru că am nevoie nu să fiu cineva doar în viața aceasta. Voi știți școlile mele, voi știți realizările mele intelectuale, titlurile mele, aprecierea pe care mi-a dat-o guvernul țării noastre. Știți că eu am fost președintele mișcării de extirpare a creștinismului. Știți că am avut autoritate și că mi s-a dat soldați în spate și scrisori de acreditare și mergeam la logofeții vremii, mergeam la primarii orașelor, mergeam la ofițerii corpurilor de armată, mergeam la poliția orașelor și cu scrisorile de acreditare și cu soldații care mă însoțeau, cu banii pe care îi aveam la dispoziție, aveam rolul să nimicesc mișcarea creștină din țară. Dar eu, care am vrut să o nimicesc, am ajuns nu doar un adept al ei, ci un membru al ei. Voi nu înțelegeți că e vorba de o experiență de viață. Și eu am făcut asta nu degeaba, pentru că acum am mult de suferit. Eu nu mai am onoarea pe care am avut-o înainte. Eu nu mai am celebritatea care am avut-o înainte. Nu mai am facilitățile pe care le-am avut înainte, oportunitățile de care m-am bucurat până acum. Eu acum nu mai am, pe mine nu mai mă păzește armata cum m-a păzit până acum și nici guvernul, nu mai am scrisori de acreditare. Acum sunt bătut, sunt mințit, sunt trădat și din interiorul bisericii în care fac parte, dar mai ales de voi, cei din afară care mă urâți. Nu vă puneți problema de ce am ales eu asta, de ce mi-am schimbat viața? Mă, oameni buni, există înviere. Ce faceți voi când vi se termină viața? Voi aveți impresia că necredința voastră în înviere elimină realitatea învierii universale pe care a hotărât-o Dumnezeu și care va deveni o realitate pentru toți oamenii, numai că unii vor învia pentru o sândă, iar alții vor învia pentru binecuvântare, pentru viață veșnică. Dacă Dumnezeu ne dă viață data viitoare, vom proceda la cercetarea versetelor 35 la 38, însă până atunci vă pun o întrebare înainte să mă opresc, să închei. Vă cunosc pe cei mai mulți dintre dumneavoastră. Vă văd la biserică aproape la fiecare serviciu divin. Știu că sunteți prezenți în cele mai multe dintre proiectele bisericii, unde e nevoie de bani, de muncă voluntară, de prezență și de sacrificiu. Dacă n-aș fi pastor, v-aș califica ca pe niște oameni foarte interesați pentru destinul acestei biserici. Unii care ați luat parte la tot ce s-a întâmplat în biserica aceasta. Fiecare durere în biserica aceasta a trecut prin inima dumneavoastră, prin familia dumneavoastră. Fiecare cheltuială a trecut prin portofelul dumneavoastră. E, acum însă vă pun o întrebare. Dincolo de această recunoștință a pastorului, a congregației, a bisericii pentru dumneavoastră, există finalitatea învierii? Noi suntem niște oameni de treabă, foarte caritabili, foarte generoși, dar învierea nu este o consecință a generozității și nici a caritabilității, a milosteniei. Aceste două lucruri și au rolul lor, însă învierea morților este consecința pocăinței și a credinței în Iisus Hristos. Desigur, urmate de o viață de caritate, generozitate, credincioșie și așa mai departe. Vă rog frumos, stați înaintea lui Dumnezeu în această duminică și să nu plecați acasă cu nimic, că ar fi o pagubă. Stați înaintea lui Dumnezeu și gândiți-vă: Doamne, viața mea este o viață în picioare, în credință, în Duhul, în Evanghelie? Sau, slujindu-te pe tine, am uitat de pocăință și de credință și am rămas numai făcând ceva înaintea ta? Scriptura spune în 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, Samuel slujea pe Domnul. Și versetul 7 cade ca un trăsnet. Samuel însă nu cunoștea pe Domnul. Poți să slujești pe cineva fără să-l cunoști în mod personal. Dumnezeu să ferească fiecare persoană prezentă în această dimineață aici să facă sacrificii pentru Domnul de-a lungul anilor, timp în care, când se va întoarce stăpânul, să spună:
nu te cunosc. Frații mei, gândiți-vă la aceste lucruri cu maturitatea pe care o dovedă vârsta, înțelepciunea, experiența și fiecare dintre dumneavoastră. Faceți ceea ce credeți că este mai bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.